Bine v-am găsit! Astăzi, la ora de consiliere și dezvoltare personală, ne propunem să vorbim despre emoții. Aceasta este o resursă educațională pentru clasa a șasea. Ne amintim că cele șase emoții de bază sunt fericirea, tristețea, furia, frica, surpriza și dezgustul. Din ele iau naștere toate celelalte emoții pe care le trăim de-a lungul vieții. Pe parcursul acestei resurse, te invit să-ți iei notițe astfel încât atunci când vei avea nevoie să poți reveni asupra exemplelor oferite. Iar dacă vrei să zăbovești mai mult asupra unei secvențe, folosește butonul pauză. Pentru a înțelege mai bine emoțiile de bază și cum anume le trăim, îți propun următoarele exerciții de imaginație. Imaginează-ți că primești o notă bună. Ce emoție simți într-o astfel de situație? Cel mai probabil vei trăi emoția numită fericire. Atunci când trăim momente plăcute, în care ni se întâmplă lucruri bune, suntem fericiți. La ce te gândești când primești o notă bună? Gândul care stă la baza acestei emoții poate fi. Merită această notă deoarece am învățat mult în ultima vreme. Cum reacționezi? Cum te manifesti de obicei când primești o notă bună? Poate sari într-un picior? Zâmbești? Atunci când o prietenă apropiată te vorbește de rău în fața altor prieteni, cum te simți? Cel mai probabil ești trist la ce te gândești în această situație? Poate te gândești că te-ai înșelat cu privire la prietenia voastră și nu merită să o numești prietena ta? Nu uita că gândul tău este cel care a provocat această emoție. Cum te manifesti când ești trist? Ce anume faci? Comportamentul într-o astfel de situație ar putea fi cel de evitare, adică te îndepărtezi de ea, nu mai vrei să petreci timp cu ea, sau poate plângi? Ei, dar când un prieten apropiat te vorbește de rău în fața altor prieteni, te poți simți și altfel decât trist. Cum anume? Furios. Dacă ești furios, gândul care a provocat această emoție poate fi: Nu pot să accept ce mi-a făcut. Am avut încredere în el, ceea ce ar putea să te determine să vrei să te întâlnești cu el și să-i spui că te-a supărat. Te-a dezamăgit și că nu-l mai consider prietenul tău. Cum altfel te poți comporta când ești furios? Atunci când o muscă aterizează în farfuria ta cu supă, te-ai putea simți dezgustat. La ce te poți gândi în acel moment? Dezgustul poate fi provocat de gândul că acea muscă s-a așezat înainte pe coșul de gunoi, ceea ce te poate determina să împingi farfuria din fața ta și să nu mai mănânci. Imaginează-ți acum că un câine aleargă cu viteză către tine, te latră și sare pe tine. Acesta te poate speria astfel încât să te determine să trăiești emoția pe care o numim frică. Care este gândul care îți poate provoca emoția de frică? Frica o poți trăi în această situație datorită gândului că acest câine te-ar putea mușca, cum te-ai comporta atunci când gândești asta și ți-e frică? Poate ai lua-o la fugă? Sau te-ai adăposti? La fel ca și celelalte emoții, frica are un rol foarte important în viața noastră. Ea ne atenționează, ne dă semnalul de alarmă că putem fi în pericol și este cazul să ne adăpostim pentru a ne proteja. Ți se întâmplă ceva în mod neașteptat. De exemplu, primești un cadou la care nici nu te gândești. Într-o astfel de situație ai putea simți emoția pe care o numim surpriză. La ce te poți gândi când primești un cadou neașteptat? Gândul care îți declanșează această emoție poate fi: Ce frumos din partea lui, nu mă așteptam! Cum reacționezi atunci când gândești și simți astfel? Poate îl îmbrățișezi pe cel care ți-a făcut această surpriză plăcută? De obicei, surpriza se leagă imediat de o altă emoție pe care o provoacă situația. De exemplu, dacă primești un buchet de flori, poți reacționa cu surprindere și fericire. Dacă însă cineva te atacă dintr-o dată, poți fi surprins, apoi îți poate fi frică sau poți fi chiar furios. Să vedem dacă reușești să asociezi corect fiecare emoticon cu denumirea emoției corespunzătoare. Notează acum câte o situație în care ai trăit fiecare emoție, gândurile care au determinat trăirea acelei emoții și ce ai făcut, cum ai reacționat. Prezintă colegilor rezolvarea acestui exercițiu. Discutați între voi și găsiți răspuns la întrebarea: În ce măsură gândurile și comportamentele voastre v-au ajutat să vă simțiți mai bine în situațiile descrise de voi? Cum altfel ați fi putut gândi și reacționa? În final, îți propun să meditezi asupra următorului citat: Tu ești sursa emoțiilor tale. În orice clipă le poți crea sau le poți schimba.